probleme cu reproducerea păsărilor? De fapt, problema nu este legată de reproducerea acestei rase, ci mai degrabă de achiziționarea păsărilor de rasă. O pasăre de viandote nu se vinde pe vând-cumpăr, pe X sau Y. O pasăre de rasă o puteți achiziționa de la fermele de viandote, care lucrează de mai mulți ani cu această rasă, care știu ce încrucișează și cum le reproduc să nu fie consanguinizate. Puteți achiziționa de la fermele de găini viandote, unde păsările de calitate sunt păstrate ca și material genetic pentru reproducerea acestei rase sau încrucișări noi. În cazul în care ați reușit să obțineți un ou de incubat de la o fermă de viandote, atunci puteți păstra acești puișori pentru matca pe care vă doriți să o faceți. Puteți păstra această familie maxim 2 ani. Asta ține în cont să nu fie încrucișați frații între ei. Iar ca și o paranteză, aceasta este valabil pentru orice fel de animal de fundă. După 2 ani, vă sfătuiesc să păstrați doar puicile pe care le-ați reprodus. Achiziționați un cocoș de la altă fermă, de unde la fel trebuie să fie foarte bine cenzurată reproducția lor. Acestea fiind spuse, vă doresc succes pentru lanul. La cât mai mulți puișori frumoși și sănătoși. Până atunci, vă salut cu sănătate și Doamne ajută!